educației. Reproșuri în ședința de guvern din partea premierului Nicolae Ciucă. Potrivit unor surse guvernamentale, șeful executivului l-ar fi certat pe ministrul fondurilor europene, Dan Vâlceanu, pentru că și-a criticat public doi colegi de cabinet. În urmă cu două zile, liberalul le-ar fi reproșat ministrilor muncii și sănătății, ambii de la PSD, modul în care gestionează fondurile europene. Ema Stoica vine cu mai multe informații. Ema, te ascultăm. Bine te-am găsit, Teodora, bun găsit tuturor. Astăzi, în ședința de guvern din informațiile Digi24, premierul Nicolae Ciucă i-a reproșat lui Dan Vâlceanu modul în care a criticat public investițiile de la Ministerul Sănătății, dar și Ministerul Muncii, și din informațiile noastre, premierul i-ar fi cerut ministrului investițiilor și proiectelor europene să nu se mai întâmple acest lucru în spațiul public. În apărarea colegilor de partid a intervenit și Sorin Grideanu, care ar fi spus în această ședință că este prima oară, cel puțin în cazul acestui cabinet, în care un ministru este criticat de un coleg de la tribuna guvernului. Vă reamintim faptul că în urmă cu două zile, Dan Vârceanu, ministrul proiectelor și fondurilor europene, a criticat Ministerul Sănătății, dar și Ministerul Muncii, pentru modul în care a absorbit fonduri în ultima perioadă și a spus că are cele mai slabe rezultate. Există într-adevăr, tot m-ați întrebat despre modul în care ar trebui să desfășoare activitatea în anumite ministere, cel puțin legat de banii europeni, o slabă absorpție la Ministerul Muncii și o slabă absorpție la Ministerul Sănătății. Și din punctul ăsta de vedere, aș fi profund recunoscător dacă cei doi miniștri s-ar apleca mai mult asupra acestor aspecte legate de fonduri europene, pentru că vreau să vă spun că la începutul mandatului acestui guvern, toată lumea a înțeles, eu știu, anumite nefuncționalități sau disfuncționalități, că ai preluat mandatul, nu ți-ai găsit toate documentele pe care trebuia să le găsești, au trecut câteva luni și, evident, și eu, și premierul, și toată țara, toată populația României se așteaptă să vadă progrese și mai puțin scuze.